Salutare silențioșilor și bine v-am găsit la un nou videoclip de reacție. Am văzut că v-a plăcut foarte mult ultimul videoclip de reacție în care am reacționat la Dream, așa că am zis, băi, trebuie să mai facem un clip de reacție pentru că, băi, chiar l-ați apreciat destul de mult. Am să răscări cu undeva pe la 10.000 de like-uri și aproape 100.000 de vizite, ceea ce este absolut huge și țin să vă mulțumesc. Ok, v-ați întrebat vreodată cum ar arăta efectiv mobii din Minecraft în viața reală? Ei bine, nici eu, ce coincidență. Însă s-a gândit altcineva cum ar arăta mobii din Minecraft în viața reală. Iar astăzi, ați ghicit, vom reacționa la aceste videoclipuri cu comparații din Minecraft în viața reală. O să vedeți despre ce este vorba, cred că o să fie destul de interesant și cred că o să ne distrăm. Așa că înainte să începem cu videoclipul silențioșilor, nu uitați să zdrobiți acolo butonașul de like, nu uitați să vă abonați, desigur activăm clopoțelul și haideți să vedem dacă putem face un challenge pentru acest videoclip. Hai să vedem dacă putem strânge peste 5.000 de like-uri în mai puțin de 24 de ore. Eu cred că este posibil, așa că practic nu uita să dai un like, este gratis, nu plătești absolut nimic și poți să o faci în doar câteva secunde. Și dacă cumva te răzgândești, poți să-ți retragi like-ul la sfârșitul episodului. Conform statisticilor, 99% din oamenii care se uită la mine nu sunt abonați, așa că ce mai aștepți? Abonează-te și da, practic nu uitați să dați un follow pe Instagram, frate, follow pe Instagram, chiar acum îl aveți pe ecran, vă rog dați-mi follow pe Instagram, postez multe poze, vă rog dați-mi follow. Și hai că am vorbit prea mult în intro ăsta și trebuie să trecem la reacții, frate, că nu se mai poate. Deci avem aici primul video, frate, de la tipul ăsta XPI, aveți canalul lui în descriere, vă rog, are 56 de milioane de view-uri, deci despre ce vorbim aici. Și hai să vedem, este partea a doua, însă partea a treia n-am mai găsit-o și avem și partea a doua și partea treia și vom reacționa la ambele să vedem cam cum este faza și ce mob din Minecraft putem vedea în viața reală. Bă, sunt atât de curios la unii mobi, mamă, mor de curiozitate. Hai să vedem, hai să-i dăm play, sper că ați dat pe like și hai să vedem, ia. Deci avem scheletele, da? Avem scheletonul. Wow, ok, interesant, arată și maker ăsta, trebuie să recunosc. Mă rog, practic la schelete nu e cine știe ce, pentru că poate să fie orice alt schelete. Adică poate să fie și un schelete de om, cum ar veni. Adică, ok, creeper-ul, ai sunt mega curios, ia, hai să vedem. What? Ce mă, ce e ăsta? What? Uite cum arată, mamă, cât de creepy arată. Mamă, cred că visez urul la noapte. Mamă, villager, ok, ăsta cred că o să fie amuzant. Oh my god, cât de tare e ăsta. Lol. Oh my god, deci uite-te la el, frate, ce nas are. Băi, ești nebun. Miștoră ăsta. Chiar și mai chiar trebuie să recunosc. Ia, păianjenul ăsta nu o să fie cine știe ce, că cu toți am mai văzut un păianjen. Wow, mamă, cât de, mamă, dar cât de agresiv arată aici. Că dacă e să o luăm așa un păianjen, e atâta, e micuț, practic. Mamă, dar aici arată chiar mișto, trebuie să recunosc. Ok. Ia, slime-ul, aici chiar sunt gros. Hai să vedem. Și mamă, cum arată ăsta aici de bun. Tai de capul, îmi zic, e direct din desene animate. Wow. Da, acum că stau să mă gândesc că există mobi Minecraft care există și în viața reală, cum ar fi păianjenul, dar există și mob care nu o să existe niciodată în viața reală, cum ar fi un Enderman. Pe bune. De fapt, este așa, cred că știu cu ce seamănă Endermanul. Este așa, că sunt foarte curios. Cumva am dreptate, deci eu mă gândesc. Wow, ok, deci cal schelet. Oh my god, cât de tare arată asta. Ha, interesant. Ok, arată ca în creepy, trebuie să recunosc. Ok, wow, ăsta e Wither Skeleton, wow. Hai să vedem cum arată ăsta, a ce seamănă. Da, mă, ești nebun, tare rău ăsta. Chiar arată interesant, trebuie să recunosc. Arată șmecher. Ia, witch-ul, chiar sunt curios. Cred că e o vrăjitoare, da, o vrăjitoare. Wow, bă, nu un vrăjitor, ce? M-am înșelat, ești nebun? Deci ăsta e mare vrăjitor, bine. Wither-ul. Deci hai să vedem Wither-ul. Deci efectiv e un monstru cu 3 capete. Hai să văd cum arăta asta în viața reală. Păi, ești nebun, ce tare, lol. Și ăsta e Steve sau cine e ăsta săracul? Că se bate cu 3 schelețe, ești nebun. Ia, hopa, zombie de ăsta subacvatic. Da, ok, mă rog, ăsta nu. De fapt, bă, da, ăsta e zombie. Merge, merge, interesant. Wow, gardian. Hai să vedem ăsta, chiar sunt curios. De fapt, nu știu dacă e gardian, dar e ceva de la de sub apă din templu. Ok, bă, nu prea seamănă cu ăsta, sau? Bă, da, cât de cât. Ba, da, mă, ba, da, e aproape aceeași chestie. Ok, Enderman-ul. Deci, fiți atenți. Vreau să dau un predict. Nu m-am uitat la clipul ăsta în niciun caz, deci chiar nu m-am uitat înainte, vă promit. Vreau să dau un predict. Pune pariu că Enderman-ul seamănă cu Slenderman. Mă rog, Slenderman-ul nu există în viața reală, dar
practic e mai real decât Enderman-ul. Hai să vedem, deci punem pariu? Hai să văd. Ah, nu mă, nu. A pus un d-asta, mă. Băi, da, spuneți voi că, de fapt, dacă s-o să mă gândesc că Enderman-ul din Minecraft, efectiv, Notch, când a creat Enderman-ul, cred că s-a... a încercat să fac un fel de parodie la Slenderman. Deci, știu eu ceva, cred că am dreptate. Ok, guess-ul. Asta chiar sunt curios. Wow, cum arată, ești de bun, arată mișto, dar nu prea. Pentru că noi suntem obișnuiți ca ghisul să fie așa pătrăsos, știi ce zic? Ia, Iron Golem-o. Uite cum arată în poza asta. What? Mamă, cum arată, ești nebun? Are și floarea în mână. Mamă, stai genial. 10 din 10 pentru asta. Prea tare. Magma Cube. Ok, chiar sunt curios la asta, ia să vedem. Wow, mamă, ești nebun. Zici că e un personaj din Metin sau ceva, pe bune. Wow, cât de tare arată. Wow, mai și un cow. Chiar sunt curios. Mă, cum arată asta? Zici că e direct din... Mă, arată ca un vis urât, fără mișto. Fără mișto, chat. Silențioșilor, e gravă. Ok, un zombie la ușă. Ia să vedem cum arată un zombie la ușă. Wow, da mă, ești nebun. Arată mișto. Numai că în Minecraft zombie nu îți intră gen așa prin ușă cum ar veni. Ok, ce asta bă? Mă, nu, ăsta e un cal pe care nu l-am mai văzut până acum în Minecraft, trebuie să recunosc. Și, mamă. Bă, na, seamănă, așa, 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 sincer, nu e cine știe ce, nu mă dă pe spate, cum s-ar spune. Mamă, Ender Dragon-ul, ăsta cred că e, da, e un dragon, efectiv, n-ai ce mare chestie să faci la un dragon, că e un dragon, până la urmă. Wow, și asta e șmecheră. Mamă, aici, mai mult zici că e liliac, ești nebun cu astea. Ok, mișto, arată chiar șmecheră. Și ăsta a fost, bă, ăsta a fost. Mă rog, desigur nu vă panicați, pentru că avem și clipul numărul 3. Hai să vedem, ia, creeperul din nou, frate, din nou creeperul. Hai să vedem. What? Mamă, cum arată ăsta, ești nebun. Ha-ha, nu, ăsta e gardianul, ăsta e gardianul. Deci ăsta e gardianul, ia să vedem. Ah, ok. Din nou, noi în Minecraft te-ai obișnuit să fie mai pătrățos, frate. Ăsta, na, e așa, așa, așa. Ok, bun, guess. Hai să vedem, chiar sunt curios de guest. Wow, da mă. Da mă, da, ăsta chiar arată mai șmecher, trebuie să recunosc. Ăsta da, deci ăsta chiar arată șmecher. Enderman-ul, te rog, spune că e Slenderman. Te rog? Nu e mă, nu e. Bă, dar chiar seamănă cu Slenderman, Enderman-ul. Că până la urmă, de la el a fost inspirat, înțelegeți? Mă, ăsta arată chiar cool. Ăsta arată chiar cool, trebuie să recunosc că ăsta arată chiar șmecher. Blaze! Mamă, sunt mega curios de Blaze, hai să vedem. What, cât de tare, dar nu prea-i văd corpul, îi văd decât capul. Mă rog. Un zombie pe o găină, mini zombie pe o găină, cum arată ăsta? Chiar sunt curios, ia. Da-te că nu te cred. Da, uite cum arată ăsta, mamă, dar arată puțin creepy, trebuie să recunosc. Arată puțin creepy ăsta. Ok. Ăsta e din nou o chestie de genul de aia subacvatică. Ok, interesant, arată mișto, trebuie să recunosc. Ok, ăștia. Nu mai știu cum le spunea, dar știu. Știți că mereu am avut probleme cu ăștia, mai ales pe primul SMP, lumea titanilor, când am jucat. Bă, mă disperau ăștia, mamă, și pe Utopia. Bine că pe Topicraft nu mă disperă ăștia, nu apar deloc. Deci ăștia mă disperau. Da, mă, da, da. Singura diferență e că ăsta e așa, o tentă mai de albăstriu, știi? Deci, arată, într-adevăr, chiar arată șmecher, trebuie să recunosc, mișto ăsta, chiar mișto. Vaca, din nou mushroom cow, ok, hai să vedem cum arată. Mă, cât de tare asta, doamne cât de tare asta, deci doamne cât de tare e asta, mișto rău. Mișto, oricine a făcut desenele astea, super mișto. Oricum, cred că sunt și în descriere. Da, uitați-vă, aici sunt toți artiștii care au făcut aceste desene. Mișto, rău, chiar tare. Shulker-ul, mă rog, Shulker Box-ul, ceva. Stai, oare se referă la Shulker Box sau... nu știu, hai să vedem cum arată, chiar sunt curioși. Cum ar putea să arate așa ceva în viața reală? Cum ar putea să arate Shulker Box-ul în viața reală? Ha! nu mă așteptam la asta, m-am luat puțin pe nebrecatite. Oh my god, cât de tare. Mișto, n-am ce să zic, mișto. Pe bine, silențioșilor, cam atunci cu această reacție. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și mai vreți clipuri de genul, reacții de genul continuare, zdrobiți acolo butonașul de like. Eu am fost Silent, silențiosul vostru privat, iar am sigur că ne vedea data viitoare la un nou episod. Pa, pa!